Cum ajută poliția în astfel de situații? Cum intervin polițiștii? Arterele blocate pentru circulație, de exemplu. Sigur că da. Din fericire, acesta este un caz care nu a produs până la urmă victime omenești, iar prezența poliției la fața locului nu face altceva decât să delimiteze câmpul infracțional, respectiv zona în care au fost produse avarii. Solicită persoanelor care sunt în apropiere să păstreze distanța de siguranță pentru a nu deveni victime sau nu suferi vătămări în urma acelor flăcări care sunt încă în continuă ascensiune. Delimitează, așa cum am spus, locul și îi permit accesul structurilor de pompieri pentru a lichida incendiul și, bineînțeles, în același timp vor proceda la identificarea anumitor martori care să poată da ceva detalii referitoare la momentul deflagrației. Iar în funcție de datele pe care polițiștii le colectează de la fața locului, vor sesiza instituțiile abilitate. Să zicem că, Doamne ferește, ar fi fost vorba despre un accident, un atentat terorist, atunci intrau în serviciu, cu ghilimele de rigoare, ofițerii de informații. În contextul în care putem vorbi de o mână criminală, dacă asta se stabilește la finalul anchetei, polițiștii vor sesiza structurile specializate din cadrul propriei arme, și anume cei ce lucrează efectiv cu arme și cu substanțe periculoase.